Deci ați văzut ce s-a întâmplat? Eram live pe cameră. Ăla m-a depășit pe mine, eu nu aveam unde să mă bag și ăsta venea de aici, frate, se făcea accident frontal așa la fracțiuni secunde. Fii atent, frate, ce am prins eu astăzi. Tentativă de accident, frate. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog, fraților. E dimineața, frumos, am luat trocuș. Mergem la încărcat, mai avem câteva minute și ajungem deja. Bă, frate, dar a început o ploaie. A început. Sperăm să nu fie furtună sau ceva mai rău. Hai că și da. Tadam! Dați un like, un share, un subscribe, canalul Life is Good and Joy. Și să începem aventura. Hai că așteptăm la încărcat, aici sunt din carte, frate. Ai urât vremea astăzi. Tot aici nu mai vin oameni. Plouă afară, tot e urât, dar asta e, să ne bucurăm și de ziua de azi că avem de lucru pe troc. Cât e un ceas, frate? De bine de nelei. 8:40. Da, frate, am încărcat și am pornit la drum, dar plouă și plouă și plouă. O zi ploioasă, o zi de furtună astăzi, frate. Dar e ok, ne bucurăm și prin furtună, mergem și prin ploi și prin tinsori. Cum se răcește vremea la noi în Michigan. Vine iarna, frate, săptămâna asta care vine de aproape Thanksgiving. Dăm cu Coca-Cola. Vede Coca-Cola, frate. Și cu ciocolată de casă, frate. Da, frate, am ajuns la warehouse. Hai să dăm trailerul ăsta jos, să-l dezgățăm. Să luăm altul ușor. Mergem până la orașul River View. Mm-hmm. River View. De acolo mai luăm o încărcătură. Mai luăm o încărcătură și aducem crechetul la warehouse și pai la Ohio. Hai că da. Da, da, o plouat azi. Acum o lăg să mă liniști, da. Vedea cam friguț, de stau cu geaca pe mine. Ne? Așa. Așa. Haide să te cuplez. Și uite așa. Ce are la rezervă acolo, mă? E de suc, da? Cuplăm și luminile, să vedem în spate dacă am luminiți. Merge? Cum să nu meargă, frate? Mi-i dăm noi dacă nu merge. Așa. Așa. Așa, așa, așa. Am cumplat noi tăi, dar să vedem dacă e gol. E gol. Sună gol. Capul tău. Bine, noi. Da, frate, hai că am încărcat și aici. Să vedem unde mai mergem. Mi se pare că în Ohio, nu știu dacă mai mergem astăzi, că a mers un alt coleg ca să încarce și noi o să mergem pe cipi Michigan. Haide! Hai cu mine, hai! Hai! Am ajuns iar aici la încărcat în Warren, frate, unde am mai fost de mai multe ori. Ancilia. Am pus la dac. Frumos așa cum se vede. Și așteptăm să ne încarci și după aia mergem la un alt oraș, la St. Clair. Bă, frățica, bă, ce mai faceți? Bă, îndată să face noapte, deja e ora 4:30, frate. Au asfințit soarele. Mergem tare acum să-i dăm înainte.
Da, frate, ghinion pe ziua de azi. Acum la ultima încărcare, ce să vezi, frate? Zice, am ajuns acolo în 10.000 ăla. Dar ce ai venit aici? Păi cum ce a venit, frate? A venit ca să încarc. Aveți să-mi dați ceva marfă? Zice, era, dacă ce ai venit aici? Ce a venit? Am venit ca să încarc marfă, că m-a trimis șeful să încarc marfă de aici, de la voi. Azi că nu avem nimica pentru tine today. Astăzi nu avem nimica pentru tine. Cum așa, frate? Nu avem nimica. Cum ai, dar scrie pe acte? Am din cărcat de aici. Da, că scrie, că nu scrie, nu. Nu avem nimica, poate pe mâine. Băi, omule bune, am sunat pe șeful Rebie. Băi, patron, uite care treaba, ce fac ăștia cu mine? Dacă vorbesc cu ochii, o luat bossul la mână și l-a luat și l-a scuturat bine și l-a bărberit bine și nu a rezolvat nimic. O zis că nu are. Pe mâine să vin. A, bun, vine mâine. Deci, ați văzut ce s-a întâmplat? Eram live pe cameră. Ăla m-a depășit pe mine, eu nu aveam unde să mă bag. Și ăsta venea de aici, frate, se făcea accident frontal așa, la fracțiuni secunde. Fii atent, frate, ce am prins eu astăzi. Tentativă de accident, frate. Poftim aici, frate. Unii puteam eu să frânez, sau unii să mă dau un șanț. Și ăla, poftim, frate. Mama mia, ăla nu-i sănătos la cap. Bă, colegul, bă, nu-i sănătos la cap. Ia uite, asta e cu șoferia, fraților. Credeți că e ușor, că e bine, că e frumos? Da, e ușor și bine și frumos până când îți iasă unul în față și... PAM! PAM! Bă, dar ăla cu jeep-ul, mama mia, ăla cu jeep-ul, frate. Dați seama ce important este să fii precaut și atent în conducere. Am călcat eu frâna cât am putut, dar... La urmă, frate, era viteză. Avea multe mile la oră. Avea mulți kilometri la bord. Da. Să fii atent, frate, și pentru alții. Nu vezi, tu mergi legal, liniștit, frumos, elegant. Și trebuie să fii atent și pentru alții, frate. Dacă v-a plăcut acest vlog, dați un like, un share, un subscribe la canalul Life is Good Enjoy. Lăsați un comentariu, rugă, comentarii ce părere aveți despre această nouă zi frumoasă. La sfârșitul zilei, uite ce am parte din peripeții. Nu m-am încărcat la ultima încărcare și era unul să intre în accident, frate, cu altul. Eu nu aveam nicio vină, eu conduceam normal și a venit unul și m-a depășit și poac, era să o iei. Noroc că ăla din față a frânat, a văzut, eu l-am blițat, l-au frânat și am frânat și eu și am dat voie la ăsta să intre, că altfel nu avea nicio șansă asta. Intra în el frontal cu câte mai la oră, nu știu. Da. Bun, așa, fraților, dacă v-a plăcut acest vlog, dați un like, un share, un subscribe la canalul Life is Good Enjoy și ne revedem cu un alt vlog. Stima vouă, pe curând!